Dar suntem din nou în direct, emisiunea Drumurile Noastre. Prima oară am vorbit de tot ce înseamnă drumurile noastre finanțate din bani europeni. Autostrăzi, Sibiu-Pitești, Comarnic-Brașov și acel risc de dezangajare, risc de pierdere a banilor europeni. A doua oră avem tot ce înseamnă infrastructură feroviară, finanțată din bani europeni și, repet, arhitectura instituțională pentru perioada 2021-2027. Cu mine în platou, ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș. Calea ferată. Încep cu prima întrebare, pentru că sunt multe și nu am timp să pun toate întrebările. Investițiile în infrastructura și modul în care se face mentenanța. Aici vorbim de investiții, ar trebui să investim miliarde de euro și vorbim de proiecte mari de infrastructură care ar trebui întreținute după finalizarea acestora. Din ce observăm, pe calea ferată nu există fonduri pentru mentenanță și fără întreținere riscăm să ajungem în câțiva ani în acea situație ca și înainte de investiție. Cum vedeți acest lucru, dacă s-ar putea utiliza bani europeni pentru așa ceva? România a avut sprijin din partea Uniunii Europene pe componenta de infrastructură feroviară și are în continuare, fiind o prioritate, așa cum am menționat și la începutul emisiunii, finalizarea Coridorului 4 de transport feroviar. În schimb, Comisia Europeană ne-a atenționat în permanență și în master plan a trebuit să avem un capitol de sine stătător pentru a reglementa problema întreținerii și a felului în care, după ce am realizat investiția, adică partea de modernizare a infrastructurii feroviare, vom asigura banii necesari, evident, din bugetul de stat, pentru că linia de cale ferată este proprietatea publică a statului român și aici avem și un nivel minim prevăzut în master plan ca rezultat al negocierii cu Comisia Europeană pentru a asigura resursele necesare întreținerii liniei de cale ferată. Este o realitate faptul că vitezele de deplasare, eu am făcut naveta cu trenul din Oradea până în București vreme de 4 ani de zile și calculam vitezele medii de deplasare, oscilau între 40 de km pe oră, 60 de km pe oră, tronsoanele cele mai bune de cale ferată pe care se circula erau cele modernizate, respectiv între București, Predeal. Până acolo aveam liniște și confort în călătoria cu trenul, după care urma tragedia în sensul în care de la Brașov în sus, de la Predeal în sus. Dacă călătorești cu trenul și ai luat bilet la vagon de dormit, sigur nu vei putea dormi din cauza disconfortului fonic pe care ți-l creează linia de cale ferată. Deci, din calculele dumneavoastră, București, Oradea, de unde sunteți deloc, trenul 14 ore cu trenul. Aveam și o răbdare de fier, era momentul în care puteam citi și eram oarecum... Erați obligați să citiți mai mult din cauza vitezei și a trenului. Ați fi terminat vreo 2-3 cărți. Da. Mi-ați ridicat o minge la filoul legat de vagoane, de tot ce înseamnă parc de material rulant feroviar în România. Ca ministru al fondurilor europene și având în vedere eforturile pe care Uniunea Europeană le face pentru a sprijini investițiile europene pe bani europeni, cum comentați faptul că ARF-ul a dat câștigător pentru ramele electrice pe bani europeni un producător chinez? N-aș vrea să intru în procedurile de achiziție publică pe care le-a desfășurat ARF-ul. Sunt convins că autoritatea de reformă feroviară a respectat prevederile legislației naționale și directivele europene în acest domeniu, amintind doar faptul că la nivel de Comisie Europeană se pune un accent
deosebit pe respectarea acestor tipuri de proceduri. În caz contrar, România este pasibilă de corecții financiare care pot merge până la 100%. Ce aș vrea, în schimb, să spun este faptul că, și acest lucru este de felicitat, Comisia Europeană de această dată, pentru că a avut deschiderea necesară, astfel încât noi, ca stat membru, să ne putem bugeta, fiindcă aveam aici chiar o lipsă de resurse financiare în domeniu, să ne putem bugeta necesarul de finanțare pentru materialul rulant, pentru garniturile de tren. Și am început, mi-aduc aminte că am fost în procesul de negociere cu Comisia Europeană și am solicitat vehement să ne lase ca să avem alocare financiară pentru materialul rulant și primul buget a fost de 350 de milioane de euro pentru perioada de programare 2014-2020. Când vedeți un vagon sau o ramă de tren achiziționată cu bani europeni între București și Oradea? Adică să urcați în tren și să nu mai faceți 14 ore. Mi-aș dori acest lucru, dar sunt două greutăți majore în realizarea acestui demers. Pe de o parte, e vorba de cumpărarea efectivă, care sperăm ca să se și întâmple într-un timp cât mai repede posibil, pentru că e așteptat de cei care utilizează trenul ca mijloc de transport. Nu vă ascund faptul că există trenuri care merg pe teritoriul României, ale altor state membre, nu vreau să dau numele, dar poate se subînțelege, unde confortul călătoriei cu trenul este total diferit de aceeași călătorie cu trenul pe care o facem cu garniturile de tren românești. Ori și din această perspectivă, greutatea sper să se depășească momentul acesta delicat în care stăm cu banii pe masă și nu vedem garniturile de tren în circulație, dar mai avem o Stăm cu banii greutate. pe masă de vreo 2-3 ani, cred că. Păi Și ne dacă e uităm să la ei. Deci judecăm. noi avem bani pentru trenuri noi, dar nu suntem în stare să-i cheltuim azi. Dacă e să judecăm eficiența celor entităților care până la urmă sunt specializate în implementarea proiectelor, între momentul aprobării bugetului și momentul apariției primei garnituri de tren, iată că trec ani de zile și aici e de văzut dacă este o incompetență în domeniu sau sunt greutății de natură procedurală pe care le putem ajusta sau le putem elimina sau le putem manageria prin modificările cadrului normativ în vigoare. S-au investit sute de milioane de euro în ultimii 10-15 ani în modernizarea eurogărilor, le-am spus noi. Planul fiind de a folosi spațiile în scop și comercial. Toate sunt astăzi, marea majoritate a acestor eurogări nu au autorizație ISU și sunt într-o degradare continuă și sunt detalii în acest sens. N-are rost să vă dau numele unei gări, pentru că mergeți în țară și sunteți din nordul țării, deloc să spun. Acum, din punctul de vedere al proiectelor, mai ales de modernizare a eurogărilor și a gărilor, a stațiilor de tren, acest demers a fost inițiat și continuat ca și proiect, program de sine stătător la nivel național. Mi-e tare greu să înțeleg cu o investiție realizată, de ce nu s-a putut realiza astfel încât impedimentele de genul obținerea avizului de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau alte avize necesare nu pot fi obținute. Ne pune în dificultate și în relația cu Comisia Europeană astfel de lucruri, pentru că, repet, e foarte greu de înțeles de ce nu
se pot recepționa proiecte de gări modernizate, deoarece standardele de calitate în domeniu, din punct de vedere tehnic, vorbesc de această dată, sunt obligatoriu de respectat. Însă procesul nu trebuie oprit, e investiția în infrastructura feroviară și aici aș vrea să subliniez acest lucru pentru că investițiile în infrastructura feroviară sunt susținute și la nivel european și sunt considerate din punct de vedere al priorităților pe infrastructura de transport prioritatea numărul 1. Așa încât dacă, să zicem, politica Uniunii Europene pe zona infrastructurii de transport rutier este de a o tempera și a nu motiva statele membre ca să realizeze investiții masive în infrastructura de transport rutier din perspectiva schimbărilor climatice, iată că investițiile în infrastructura feroviară sunt susținute și chiar prioritizate, puse așa pe primul loc din perspectiva Uniunii Europene. Deci șansa ca noi mai departe să investim în infrastructura feroviară există, numai că noi pe de o parte trebuie să avem în vedere infrastructura feroviară, adică modernizarea liniei de cale ferată ca să fie mai pe înțelesul telespectatorilor noastre, dar și componenta de material rulant, adică cumpărarea garniturilor de tren, să fie de asemenea o prioritate pentru ca să putem avea un serviciu modern de transport feroviar în comun de călători. Acest lucru ni l-am dorit cu toții. Sper să mergem la Cluj, la Blaj. Eu sunt un iubitor de mers cu trenul. Un tren modern, să nu numesc un tren și din altă țară, din Franța sau altă țară. Și în prezent mă duc cu trenul atunci când trebuie să fac legătura cu avionul din aeroportul Cluj și să știți că în continuare călătoresc cu trenul și mă simt foarte confortabil în aceste mijloace de transport și îmi doresc ca România să poată să asigure investiții din masive. Din păcate, în prezent, trenul de la București la Oradea în continuare face cel puțin 14 ore. Trec la procesul de achiziții publice și calitatea evaluării unor lucrări de miliarde de euro bani europeni pe calea ferată. Eu am numit un fel de cui al lui Pepelea acest lucru. Pentru că după 2 ani de la depunerea unor oferte pe Brașov-Sighișoara, știți foarte bine, acolo sunt sute de milioane de euro bani europeni în joc, în prezent nu avem semnarea acelor contracte, sunt litigi în instanță care durează de ani. Investițiile în calea ferată din bani europeni trenează și pierdem fonduri, riscăm pierderea acestor fonduri. Ce e de făcut? În 2014 mi-aduc aminte că am fost la serviciile Comisiei Europene pentru ca să discutăm despre posibilitatea finanțării tronsonului de cale ferată Brașov-Sighișoara pe fonduri CEF, Connection European Facility. Este, dacă vreți, o durere. La vremea aceea ni s-a spus că proiectul este de mare amploare și că ei, la acea valoare de 1,1 miliard de euro, nu-l vor accepta pentru finanțare. Și atunci a trebuit să găsim soluția pentru ca să putem introduce totuși Brașov-Sighișoara, un tronson care are 124 de kilometri, un tronson de lungime foarte mare și trebuia să-i găsim soluția pentru a-l include la finanțare și a fost necesară această secționare despre care discutam, Brașov, Apața, Cața, Sighișoara, mă rog. De ce în Polonia e posibil pe același gen de legislație și finanțare să se obțină bani europeni și să se construiască infrastructură din bani europeni? Secretul și România... polonezilor, ei au foarte bine organizat sistemul de fonduri structurale pentru că la ei regula
după care se ghidează este că fondurile structurale sunt o resursă importantă pentru dezvoltarea țării lor. Aceasta este regula de bază. Ei, ce se întâmplă acolo din punct de vedere al succesului este modelul pe care noi, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, l-am studiat cu temeinicie, iar unul dintre lucrurile care ne-au atras atenția este tocmai pregătirea timpurie a proiectelor pentru ca o perioadă de programare să nu înceapă cu negocierea acordurilor de parteneriat și scrierea programelor operaționale, ci să o înceapă cu implementarea de proiecte. Și atunci de acolo apar și aceste rezultate pe care le au în termen de absorție, dar cred eu că cel mai important pe lângă absorție este în termen de implementare a proiectelor, pentru că degeaba o să avem o absorție bună dacă implementarea de proiecte nu e făcută pe logica nevoilor pe care le are țara respectivă. Și de aici încercăm și noi să, nu neapărat să copiem, dar să ne inspirăm din modelul polonez, încercând să ducem înainte pregătirea aceasta de proiecte, care va fi o bulă de oxigen pentru ca și noi să intrăm într-un regim de normalitate din perspectiva implementării proiectelor, dar și a atragerii de fonduri structurale. În continuare este pe această zonă a infrastructurii feroviare, pentru că discutăm de coridorul 4 de transport feroviar, Brașov-Sighișoara va, întârziindu-l ca și proiect, va avea ca impact pierderea de resurse pe care le-am avut alocate. O să ne pară rău după aceste resurse pe care le-am avut gratuit la dispoziție și pe care la momentul oportun nu le-am folosit. Știți ce am constatat după 18-19 ani de drumuri rutiere, feroviare, aeriane, eu ducându-mă acasă sau prin țară, că nimeni nu răspunde. Nimeni nu e tras la răspundere, pentru că noi pierdem acești bani, bani gratis până la urmă dați. Noi stăm cu banii pe masă și nu suntem în stare să construim nimic. Aceasta este tragedia zilelor pe care o trăim, și anume, având resursa financiară pe masă gratuit de la Comisia Europeană, suntem neputincios atunci când vine vorba de implementarea efectivă a proiectelor. Și parcă nu știm să folosim cu chipzuință banii pe care îi avem alocați. Dar cred că din acest punct de vedere ar trebui, cum spuneam, să intrăm într-un regim de normalitate până când nu se spulberă șansa pe care o are România ca să poată să-și realizeze proiectele de infrastructură de care are nevoie ca și de oxigen. Mai sunt foarte multe întrebări pe calea ferată, chiar și pe rutier. Sunt nevoiți să iau prima pauză din a doua oră. După pauză discutăm tot despre tot ce înseamnă arhitectura instituțională a fondurilor europene pentru perioada 2021-2027. Pauză. Da, am revenit, suntem în direct, emisiunea drumurile noastre pe bani europeni, în studio cu mine domnul ministrul al fondurilor europene, Marcel Boloș. Domnule ministru, ne pregătim, ne facem temele pentru perioada 2021-2027. Ce înseamnă acest lucru? Întâi de toate, trebuie să vă spun că ne pregătim din timp. România a avut două perioade de programare, 2007-2013 și 2014-2020, în care s-a repetat aceeași greșeală, și anume, după începerea perioadei de programare, ne-am apucat la negocierea acordurilor de parteneriat, apoi la scrierea programelor operaționale și de-abia apoi la lansarea apelurilor de proiecte și implementarea efectivă a proiectelor. Aceasta este o greșeală fundamentală, o greșeală pe care nu aș
dori să o mai repetăm, pentru că are impact asupra dezvoltării României, dar și asupra implementării proiectelor, beneficiarilor și pe tot Riscăm a sistemul. treia greșeală la rând? Păi acest lucru încercăm să îl evităm, motiv pentru care am și propus un prim pas. Deci noi suntem practic la a cincea etapă de negociere cu Comisia Europeană pe următoarea perioadă de programare. Deja ne-am conturat liniile mari pentru investițiile pe următoarea perioadă de programare și pentru prioritățile de investiții pe care le avem în vedere și suntem chiar în momentul de față la un pas și într-o perioadă destul de delicată, pentru că trebuie să aprobăm arhitectura instituțională. Ce înseamnă acest lucru? Adică structura programelor operaționale și ministerul sau ministerele care vor gestiona, coordona aceste programe operaționale, astfel încât să putem accesa banii. Ce vreau să vă spun este că încercăm ca pe de o parte să nu mai repetăm greșelile din cele două perioade de programare, dar încercăm să îmbunătățim cât se poate de bine sistemul, mecanismul instituțional al următoarei perioade de programare, astfel încât să ajungem cât mai repede la implementarea de proiecte. Și am luat câteva măsuri care s-au și discutat în spațiul public și au stârnit și oarecare nemulțumiri, pentru că aici, poate uneori, din perspectiva deciziilor pe care le luăm, afectăm chiar și locuri de muncă. Am spus că am luat câteva măsuri și una, cred eu, de mare importanță care se va vedea în timp și pe care sper să o resimtă beneficiarii într-un mod cât se poate de pozitiv, pentru că este în favoarea lor, este cea legată de descentralizare. Adică, cu alte cuvinte, încercăm ca la nivelul regiunilor, de această dată, să creăm programele operaționale regionale. Sunt 8 regiuni cu 8 programe operaționale regionale. Aceasta înseamnă că fiecare regiune va fi cu propriul destin în mâini, va avea bugetul din fonduri structurale alocat și decizia de această dată nu mai este luată la nivel de ministere Simplificăm centralizat. procedura. Se simplifică procedura și se apropie decizia, am spus acest lucru de nenumărate ori, se apropie decizia de beneficiari și de proiecte, pentru că ei sunt baza programelor operaționale. Câți bani, se știe câți bani sunt alocați de către Uniunea Europeană pentru Discutăm România în de cifre 2021-2027? provizorii. Discutăm de cifre provizorii, de cifre pe care le avem ca propunere din partea Comisiei Europene. România are pe politica de coeziune 30,5 miliarde euro, care sunt structurați pe trei mari fonduri. Fondul European de Dezvoltare Regională 17,4 miliarde euro, Fondul Social European 8,3 miliarde euro și Fondul de Coeziune 4,4 miliarde euro. Acestea ar fi sumele mari. Concluziile după publicitate, avem bani pentru drumurile noastre, trebuie să fim în stare să-i cheltuim. Pauză. Suntem din nou în direct, emisiunea drumurile noastre. Sunt multe întrebări, una singură, apoi îl las pe domnul ministru să tragă concluziile, ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș. Domnule ministru, sunteți un om foarte respectat în mediul de afaceri. Se știe acest lucru. Înainte, la începutul emisiunii, mi-ați punctat și mi-ați precizat faptul că o să ne pară rău, ați spus, pentru ceea ce se întâmplă pe
calea ferată pentru cel puțin tronsonul Brașov-Sighișoara, unde sunt în instanță, unde sunt contestații, unde firme din străinătate, nu știu, actori, contestă, dar abandonează șantiere de autostradă pe bani europeni, unde riscăm decomiterea. Ce se întâmplă? Repet, sunteți o persoană foarte bine văzută în mediul de afaceri. În domeniul acesta a disciplinei și a, dacă ne referim la partea de respect față de lucrările de infrastructură pe care le-am inițiat, sigur că e un pic de bătaie de joc la adresa României, că până la urmă discutăm de cele mai importante proiecte față de care atitudinea diversilor constructori sau executanților de lucrări lasă de dorit. Eu cred că aici sancțiunile ar trebui să fie mult mai aspre și să nu ne purtăm cu mănuși atunci când nu este cazul, mai ales când e vorba de soarta României și de destinul pe care îl avem vis-a-vis de marile proiecte de infrastructură de transport. Două minute, cum vedeți drumurile noastre pe bani europeni în 2020? Indiferent că sunt rutiere, feroviane, aeriene sau subterane. Pot să vă spun că în continuare trebuie să mergem pe zona aceasta a asigurării bunelor condiții pentru implementarea proiectelor. Anul 2020 este un an crucial, atât din perspectiva pregătirii de proiecte pentru finanțarea lor la nivelul Comisiei Europene, Sibiu-Pitești, Pitești-Craiova, Autostrada Transilvania. Sunt doar câteva exemple de proiecte care acum sunt în pregătire la nivelul nostru. Mai avem de asemenea lupta cu riscul de pierdere a banilor, pe care va trebui să îl manageriem în aceleași condiții sau poate chiar mai bune față de perioada de an care a trecut. Și cred că ar fi cazul ca să ne orientăm mai mult pe implementarea de proiecte și pregătirea acestora din timp, pentru că dacă am învățat o lecție, aceea este cea a pregătirii de proiecte pentru viitor. Mulțumesc, domnule ministru Marcel Boloș. Emisiunea dumneavoastră, noastre, un an crucial, a spus domnul ministru, pentru tot ce înseamnă drumurile noastre pe bani europeni. Ne revedem vinerea viitoare.